Bună dimineața tuturor! În primul rând aș dori eu să mulțumesc pentru invitația de a participa la acest forum, Forumul Siguranței Rutiere, ediția a doua. Salut și eu la rândul meu, în primul rând, pe doamna senator Pauliuc și ceilalți organizatori, dar și reprezentanții celorlalte puteri, cum bine s-a spus mai înainte aici, din partea în alte curs de casație, doamna vicepreședinte, domnul procuror general, doamna ministru al justiției, distinși parlamentari, și aș dori de asemenea să salut în mod deosebit nu numai reprezentanții celor trei puteri, ci și profesioniștii care sunt în jurul acestei mese. Cred că plus valoarea pe care o aduc astfel de forumuri este aceea că pe lângă autoritățile legislative, executive, judecătorești, cooptează într-un dialog deschis și direct cu ținta de a identifica soluții pe profesioniști. De cei care au expertiză, cei care au experiență, cei care au competență și fie că sunt structurați în organizații ale societății civile, fie pur și simplu sunt voci individuale, se reprezintă un ajutor de neînlocuit pentru autoritățile statale. Deci toată admirația mea și tot respectul pentru un astfel de efort și pentru prezența dumneavoastră aici. Fără îndoială că siguranța rutieră este în directă legătură cu valorile supreme ale societății, viața, integritatea fizică și sănătatea individului, a cetățeanului. Și de aceea, fără îndoială că reprezintă și o prioritate în activitatea Ministerului Afacerilor Interne și trebuie să fie în continuare. Doamna senator Pauliuc a menționat o țintă foarte ambițioasă, într-adevăr, în Uniunea Europeană, 50% reducere a deceselor și a vătămărilor grave pe drumurile publice până în 2030, ca o etapă intermediară, de fapt, pentru un orizont și mai ambițios, o țintă și mai ambițioasă, respectiv zero accidente pe drumurile publice până în 2050, așa zisa viziune zero la nivel comunitar. De asemenea, au fost prezentate cifre îngrijorătoare pe care nu doresc să le mai reiau. Au fost citate statistici care, într-adevăr, reprezintă în sine un semnal de alarmă pe care nu îl putem ignora dacă vrem să ne respectăm statutul de societate civilizată cu nivel european, preocupată în cel mai înalt grad de aceste valori supreme, viața și sănătatea individului. Aș vrea însă să adaug și eu câteva cifre din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne, care să extindă, dacă vreți, această viziune și să arate și faptul că suntem, în ciuda cifrelor îngrijorătoare privire la numărul de accidente, numărul de decese, numărul de vătămări corporale grave, un trend care totuși este descrescător și, dacă îmi permiteți, aș indica faptul că în anul 2022, față de anul 2018, numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu 45%. Deci 2018-2022. Asta e un trend, 45%. E adevărat că numărul în sine al accidentelor rămâne mare. E preocupant. Dar acest trend indică și el anumite evoluții, atât în ceea ce privește intervenția autorității statale, în speța Ministerului Afacerilor Interne în primul rând, cât și poate creșterea nivelului de civism pe drumurile publice și de conștientizare a regulilor în trafic și a importanței lor din partea participanților la trafic. De asemenea, o altă cifră. În primele 5 luni ale anului 2023, numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu 5%, 5,6% față de primele 5 luni ale anului precedent, dar cu 44,5% față de primele 5 luni ale anului 2019. Deci vedeți că trendul se păstrează, adică proporția corespunde una cu cealaltă. Bun, asta nu înseamnă că trebuie să stăm liniștiți și că am rezolvat problema. Simplu fapt că suntem aici și discutăm
plecând de la aceste premize, de la aceste statistici îngrijorătoare, arată că problema e departe de a fi rezolvată. Dar trebuie în același timp să fim conștienți că s-au pornit acțiuni, au rezultate și trebuie să le continuăm. Pe ce bază să continuăm? Din perspectiva Ministerului Afacerilor Interne, sigur că prima direcție de acțiune în reducerea acestui fenomen este organizarea legislativă, planificarea strategică și organizarea legislativă. Și aici sunt eforturi făcute, atât de către minister cât și de Parlament, eforturi care trebuie continuate, să fiu bineînțeles. Aș cita în primul rând aici strategia națională privind siguranța rutieră pentru perioada 2022-2030, adoptată de guvern prin hotărârea 682-2022, deci anul trecut, da? Care prevede o serie de măsuri de planificare strategică, de obiective, care să încadreze eforturile Ministerului Afacerilor Interne în această direcție. Și aș cita câteva dintre aceste măsuri. Crearea unui mecanism de finanțare a activităților de siguranță rutieră, derularea de campanii de conștientizare privind riscul rutier la nivel național, da? Deci educație rutieră, actualizarea procesului de instruire și examinare în vederea obținerii permisului de conducere, îmbunătățirea evaluării medicale și psihologice, eficientizarea modului de constatare a încălcărilor în domeniul rutier prin operaționalizarea de sisteme automate, schimb digital de informații, îmbunătățirea intervenției la accidente și așa mai departe, achiziționarea de echipamente, etc., etc. Sunt o serie de măsuri, tot trebuie să le și ducem până la capăt, să nu rămână doar o proiecție, o dorință, nu? Și pentru asta e nevoie și de finanțare. Printre cauzele indicate de statistice, studiile Ministerului, sunt, privire la numărul cel mai mare de accidente, sunt viteza neadaptată la condiții de drum, traversare neregulamentară și abatere disciplinară. Deci, chestiuni care țin cauze care indică clar nivel de educație, nivel de civism în participarea la trafic. Dar, dincolo de aceste obiective exprimate într-un limbaj birocratic-tehnocratic, mă alătur și eu doamnei senator, care a subliniat destul de clar faptul că principala direcție de acțiune pentru a stopa, sau principalele două direcții de acțiune pentru a stopa aceste evenimente sunt aplicarea legii și creșterea nivelului de educație. Iar aici aș vrea să transmit un mesaj cât se poate de ferm tuturor structurilor afacerilor, Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la intransigența în aplicarea legii. Cunoaștem situații în care au fost semnalate, hai să spunem, cederi de la un anumit nivel de exigență în aplicarea legii. Cunoaștem situații în care legea a fost interpretată sau pusă deoparte pe criterii subiective. Eu cer fiecărui polițist să aplice legea exact cum scrie în monitor oficial, indiferent de ce persoană se află în fața sa. Indiferent de ce persoană, de ce funcție, de ce profesie, de ce statut social și așa mai departe. Fără o aplicare intransigentă a legii, toate celelalte eforturi își reduc eficiența. Pentru că de acolo plecăm și acolo trebuie să ajungem, la aplicarea legii. Dacă îmi permiteți o glumă, deși subiectele pe care le discutăm nu sunt de glumă, dar e o glumă serioasă, eu sunt gata să premiez polițistul care mă sancționează pentru că am încălcat o regulă de participare la trafic. Și dacă îl premiez pe el, îl premiez indiferent pe cine sancționează. De aici trebuie să plecăm. La fel în ceea ce privește obținerea permiselor. Unde, în trecut, am avut situații semnalate de presă, investigate de justiție, situații în care s-a demonstrat că obținerea permisului de conducere s-a făcut cu încălcarea legii, prin fapte de corupție, prin lipsă de integritate. Eu invit pe oricine are această atribuție de a elibera un permis să se gândească la faptul că în momentul în care îl pune în mâna
unui beneficiar un permis de conducere auto, fără ca el să aibă calitățile necesare pentru a exercita acel drept, este un atentat, este un atentat la viața oricărui participant la trafic în principiu. E o crimă. Și trebuie abordat ca atare fenomenul. Și n-am să am niciun fel de înțelegere față de astfel de situații, dacă ele mai există. Sau dacă vor apărea. Niciun fel de înțelegere. Prin urmare, astea sunt cele două repere de la care vrem să plecăm. Nu e suficient. Este important ca și cetățeanul și participantul la trafic să înțeleagă miza uriașă a unui bun comportament în trafic, a unei educații civice la nivel ridicat. Și aici cred că mai sunt eforturi de făcut în ceea ce privește colaborarea dintre minister, asociațiile non-guvernamentale, școli, instituții de învățământ. Nu este imposibil ca printr-un efort colectiv, cum bine s-a spus aici, de către antevorbitorii mei, să ajungem la un nivel de educație în trafic exemplare. Așa cum se întâmplă în alte țări, am călătorit cu toți, mulți dintre noi, inclusiv auto, mie îmi place să conduc, am umblat mult conducând autoturism și am putut face diferența între țări în acest nivel de educație. Nu vreau să dau exemple pozitive și negative, dar mi s-a întâmplat să stau în coloană pe autostradă 10 de minute, într-o ordine perfectă, nimeni nu ieșea din rând, nimeni nu intra pe banda de urgență, toată lumea aștepta să avanseze, nimeni nu depășea linia continuă doar pentru că mai sunt 100 de metri până la benzinărie și intră oricum în dreapta, nimeni. Am avut și situații în care traficul se bloca pentru că, la un moment dat, nu mulți, 1, 2, 3, 5 participanți la trafic din mii blochează o arteră întreagă, pentru că nu mai au răbdare, pentru că n-au în ei înserat acel instinct de a respecta regula. Bun, deci acest instinct de a respecta regula poate fi dobândit în două feluri. Fie prin educație, fie dacă nu se educă, prin aplicarea legii. Și atunci se educă automat. Am avut cândva, acum mulți ani, un aghiotant care mi-a povestit că și-a ratat un concediu într-o țară europeană pentru că a aruncat un chiștoc pe geam, în trafic, l-a oprit poliția, i-a dat o așa amendă că s-a întors acasă cu jumătate din banii de concediu terminați. Și mi-a spus, niciodată nu mai fac așa ceva. Deci, dacă nu ești educat, te educă legea și cel care o aplică. Dar pentru asta, cel care o aplică, la rândul lui, trebuie să-și propună acest lucru. E bine, asta este treaba mea și a conducerii Ministerului Interne să încercăm să ridicăm nivelul de ambiție în această privință. Trecând mai departe la cadrul legislativ, doar menționez lucruri pe care dumneavoastră le cunoașteți ca profesioniști în aplicarea acestei legi, HG 1075/2021 pentru modificarea ordonanței de urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Aș semnala aici pozitiv faptul că au intervenit reglementări și pentru, hai să spunem, mijloace de transport mai noi în circuit, cum sunt aceste trotinete care au ridicat tot felul de discuții la un moment dat. E bine că există reguli și pentru acestea. Cum spuneam, toate aceste deziderate rămân pe hârtie dacă nu asigurăm și o finanțare necesară. Vă asigur că Ministerul are în derulare și proiecte pe fonduri europene pentru continuarea unor programe, inclusiv digitale, cum e Sistemul Integrat de Monitorizare a Traficului Rutier, e-liniuță sigur. Este un sistem de acoperire și interes național, complementar sistemelor inteligente de transport, și va permite gestionarea automată a semnalărilor privind posibilă încălcarea normelor de circulație pe drumurile publice, urmărind, monitorizând automat, digital, limita maximă admisă pe categorii de vehicul, interdicția sau restricția de a conduce pe o anumită bandă a unui sens de deplasare, semnificația culorii roșii, interdicția de a conduce pe drumuri publice
a unui vehicul a cărui autoimatriculare e suspendată, treceri la nivel de cale ferată, chiar și comportamentele agresive în trafic. Deci, avem o bază strategică de planificare, avem cadrul normativ, sigur că el poate fi supus perfecționării, de aceea suntem și sunteți aici, dar, dincolo de acest lucru, trebuie să le și punem în aplicare. Și cred că aici este, revin și conchid, un rol important pe care conducerea Ministerului Afacerilor Interne are în a impulsiona conștientizarea și la nivelul AI, Ministerul Afacerilor din Interne. Deci nu numai societatea trebuie să conștientizeze, ci trebuie să îmbunătățim permanent, eu nu spun că nu există acest nivel, dar trebuie să-l îmbunătățim cu privire la exigența profesionalismului în aplicarea regulilor, astfel încât să avem un trafic exemplar într-un timp cât mai scurt și să protejăm cetățenii, inclusiv pe cei care dirigează traficul, inclusiv pe cei care monitorizează traficul și fac aplicarea legii în trafic, adică pe polițiști. Este vorba și de siguranța lor, nu numai celor care participă la trafic. Bun. Sunt convins că foarte multe idei vor rezulta din acest proiect. Eu sunt în legătură cu doamna senator, sunt reprezentanții Ministerului în sală. Vă asigur că mă voi informa cu privire la concluziile acestui proiect. Cer scuze că nu pot rămâne până la capătul ședinței dumneavoastră. Este, pe de altă parte, prima intervenție publică pe care o fac în calitate de Ministrul Afacerilor Interne și, cu tot respectul pentru dumneavoastră și tema dumneavoastră, o să profit de ocazie, de oportunitate și 2-3 minute am să mă refer și la alte subiecte. Am văzut că sunt de interes după audierea pe care am avut-o la Parlament. Sigur că Ministerul a fost preluat recent. O preluare de Ministerul de Afaceri Interne nu durează o zi, nu e o formalitate. Este o instituție extrem de complicată, cum bine știți, dar totuși câteva lucruri cred că pot fi spuse și anume acela că dorim să ne impunem un alt nivel de ambiție în profesionalismul care exercităm obligațiile, sarcinile, atribuțiile legale și competențe legale în toate domeniile, pe toate armele și la toate capitolele. Cred că trebuie momentul să ridicăm acest nivel de performanță, cetățenii au mari așteptări de la noi. Cred că trebuie să adoptăm mai energic o serie de subiecte, precum traficul de droguri și traficul de ființe umane. Recent a fost publicat un raport al Departamentului de Stat, care pe lângă lucrurile bune care s-au întâmplat, pe lângă semnalarea lor, totuși ridică o serie de semne de întrebare. Și nu este în viziunea mea, nu e în optica mea, nu e în logica mea să acceptăm să fim o țară în care se desfășoară trafic de persoane. Și sunt în cel mai înalt grad preocupat și atent la semnalările acestui raport, care vorbesc și de posibile complicități între autorități ale statului și cei care trafică persoane și trafică droguri. Și aș vrea să spun public, aici în Parlament cred că e cel mai bun loc, pentru că mă voi bizui pe Parlament în acțiunile mele. Cred că sunt puține lucruri mai odioase decât un polițist sau un om al legii, polițist, magistrat, care lucrează cu cei care încalcă legea. Care devine un om al fără de lege. Păcatul e de 3 ori mai mare. Și nu e în logica mea de a tolera astfel de lucruri. Voi acționa în această direcție. Sper să am mulți oameni alături de mine. Și dacă există astfel de complicități semnalate de acest raport al Departamentului de Stat, vă asigur că eu voi acționa în direcția eliminării lor. Indiferent despre cine e vorba. Nu ne putem permite în 2023 să fim o țară europeană, membră NATO, cu ambiții mari în ceea ce privește nivelul de trai, poziția în Europa, obiectivele noastre, care în interior are trafic de droguri la un nivel total nerezonabil, a coborât consumul la 13 ani, inadmisibil, o generație este în risc, o generație. Am spus și la Parlament, nu e mai departe de un kilometru prima școală de acest loc, găsim droguri acolo, sau în care se desfășoară trafic de ființe umane sau exploatarea ființelor umane. Așa ceva este în afara logicii mele.
Nu sunt singurele teme. Evident, avem atâtea alte lucruri de făcut. Avem instituții care funcționează ceas, trebuie să le îmbunătățim, cum sunt cele care se ocupă de situațiile de urgență, DSU. Vreau să lansez un mesaj și către sindicate. Sunt total deschis la aceste discuții. Sindicatele reclamă reforme și sunt și eu de acord că nu putem aștepta până în 2025, până după alegeri, măcar inițierea unor reforme. Știu că e contextul complicat și politic și electoral anul viitor, dar voi angaja un dialog deschis și onest. Onest, adică în mod transparent și corect cu aceste sindicate, pe o agendă reală, nu tolerez agendele duble, nu agrez ideea de a lăsa manipulat ministerul într-o direcție sau alta, dar mă voi așeza cinstit la masa discuțiilor cu aceste sindicate, repet, și cu sprijinul Parlamentului alături. Nu voi mai întinde această paranteză, vă mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră, vă să mă înțelegeți și pe mine că prima dată când discut în public, oamenii au așteptări și în minister și în afară și doresc să avem o bună comunicare. Și sper să ne mai întâlnim și cu alte ocazii la fel de utile și interesante precum acest forum. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc mult succes!